Deci, serviciul vamal are o colaborare foarte eficientă, în special cu Uniunea Europeană, pe segmentul frontierii Republica Moldova-Uniunea Europeană. Noi avem 3 puncte de trecere care sunt cele mai solicitate: Giurgiuleș-Galați, Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni. Anume, aceste puncte de trecere sunt încadrate într-un proiect de anvergură care derulează deja din 2020 în Republica Moldova pentru modernizarea acestor puncte de trecere. Toate aceste activități se realizează în special pentru fluidizarea traficului de pasageri, traficului de mărfuri, dar și în contextul luptii cu contrabandă. Alt proiect care sperăm în viitorul apropiat să fie pus în dezvoltare, un pod nou între Republica Moldova și România, ca o autostradă care va uni la general Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Suntem în speranța ca acest proiect să deruleze într-o perioadă cât mai apropiată. Rolul misiunii înalte consilierii UE în Republica Moldova e de oferire, recomandare și asistență pentru implementarea codului de asociere UE Republica Moldova în domeniul vamal și fiscal. Dacă vorbim de proiecte care la momentul sunt în derulare, foarte importante, cheie pentru Republica Moldova, putem vorbi de codul vamal nou, asta semna simplicitate, transparență, viteză. A doi proiecte, vorbim de recunoaștere mutuale, agenții economici autorizate din UE de Republica Moldova, asta semna că flusul comercial transfrontalier o să fie facilitat, o să fie mai sigur. Deci, agente economico autorizzato ha un ruolo internazionale in lanzo di approvvigionare e mai sicuro. Asociația Businessului European, reprezentată de peste 85 de companii membre care reprezintă companii europene și locale și care își desfășoară activitatea în Republica Moldova, de fapt are un dialog foarte constructiv și permanent cu serviciul VAMAL. Am reușit să adresăm mai multe probleme, mai multe aspecte, să le soluționăm, să le discutăm, să le găsim soluții legale și totodată să asigurăm modificări legislative astfel încât să asigurăm un comerț facil, simplu, clar, fără bariere cu Uniunea Europeană. For over 15 years, this European Union Border Assistance Mission has been working with the Moldovan and Ukrainian law enforcement agencies for increasing the security at the common border and bringing a qualitative change in the border management. In this direction, UBAM has been facilitating many joint operations that contributed mainly to boosting the services' efforts in counteracting smuggling and other illegal activities. Such operations targeted especially the trafficking of cigarettes, arms, explosives, ammunition and radioactive materials in the region. On behalf of the EU Border Assistance Mission, I would like to thank you, Moldovan Customs Service, for the good cooperation.